a pomenit despre această expoziție, despre acest eveniment, te pot gândi că este o expoziție de grup. Dar odată intrați în acest spațiu generos al galeriei Dialog, ne dăm seama că făcutem de fapt într-un univers al unui singur artist, Dumitru Macovei. Deși tablourile din această expoziție reprezintă doar un fragment al parcursului său artistic, ele stabilesc referere concrete ale creației sale din perioada recentă, 2016-2017, ce poartă amprenta personalității unui artist care se află în plină maturitate. Diversitatea modalităților de configurare a spațiului pictural, în fapt, încă ca expunere în grupuri distincte,
mondial. Nu se poate vedea. Chiar și atunci când optează pentru lucrurile să se îndrepte către o cultură abstractă, așa cum remarcăm în lucrările Evadare de concret, în care elementele structurative încep să-și piardă din realism, sau în seria de funcții intitulate simplu, compoziții, dezaturarea spațiului bine definit își găsește sprijin în relaționarea cromatică, în dialogul dintre transparență și opacitate, dintre suprafața compactă și cușele dinamice. Pot afirma cu convingere că, în mod evident, indiferent de tehnica abordată, nimic nu a oferit, înveslat cu un sentiment autentic al spațiului și de un stil de observație profundă în esența materiei, alegem lucrările sale printr-o stabilitate și un echilibru compozițional, să exploreze în primul rând expresivitatea plastică a culorii. Privind în ansamblu această expoziție, este evident că Dumitru Macoveri este un artist care, indiferent de modalitatea în care a ales să se exprime, pornind de la concret și ajungând până la abstract, a realizat un model personal al organismului creator, s-a jucat, practic, în materia picturală, impunând lucrărilor sale o marcă specifică, specială, care demonstrează că are o largă deschidere către o percepție a actului artistic, care întotdeauna îi va dinamiza demersul creator. Sunt multe de spus, aș fi luat fiecare lucrare în parte, pentru că fiecare lucrare are povestea ei. Toate, așa cum am mai spus, sunt legate, formatic. Și vă invit și pe dumneavoastră să parcurgeți și să găsiți acel fir, practic, invizibil, care le leagă. Și să felicităm de la distanță pe artistul Dumitru Macoveri. Mulțumesc și declar expoziția deschisă.